Evenimentul s-a petrecut în urmă cu câteva zile. Bărbatul de 41 de ani din comuna Frumușica ar fi petrecut cu mai mulți prieteni, iar la miezul nopții ar fi ieșit în fața casei pentru a aprinde niște petarde. A reușit să arunce câteva, însă, cel mai probabil din cauza stării de brietate în care se afla, una i-a explodat în mână. Deși flama i-a provocat leziuni la nivelul ochilor, bărbatul nu a mers atunci la spital. A ajuns câteva zile mai târziu pentru că durerea a persistat. Omul a primit îngrijiri medicale, dar cazul a fost raportat și la poliție. În urma sesizării, polițiștii au întocmit un dosar penal, efectuând cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii faptei.